Nu se poate să nu ne fie frică atunci când ne gândim la moarte sau când vorbim despre moarte. Acceptăm această frică, dar să-i dăm locul care se cuvine. Iar această frică poate fi de la groaza de moarte în numele căreia poți să o ucid pe oricine, sau poate să fie înfiorarea în fața tainei acestui eveniment important din viața mea, din existența mea, și este o înfiorare care nu mai e groază. Teama este o stare a sufletului de menținere în veghe, în atenție și în așteptare înfiorată a mereu altceva. Altceva și o teamă să nu pierdem, să nu cumva să nu fim atenți, să nu cumva să ratăm, să nu cumva să nu trăim pe deplin, nu? Acolo e mai greu de trăit la aceasta, așa ar trebui, dar e mai greu de... Taina morții are mai mult impact asupra noastră decât taina anunții. Pentru că în taina anunții mai există surogate. Deci, surogate de nuntă, dar surogate de moarte nu există. Moartea ca ieșire din această viață și intrare într-o altă formă de viață nu are surogate. Moartea nu este dispariție fizică. În primul rând, nu dispare. Fizicul nu dispare. Rămâne acolo. Apare în toată splendoarea lui pe masă, în coșciuc, după aceea este în groapă. Când se descompune, ne mănâncă viermișorii și ajungem, fizic suntem. Apa se duce la apă, aerul la aer, mineralele la minerale, dar fiecare părticică de fizică continuă să existe și să fie marcate de prezent, de relația lor cu mine. Și dacă îl privim moartea ca o permanență care ne însoțește în această viață și din punct de vedere fizic noi murim. Specialiștii ne asigură că nimic, nici o celulă din cele pe care le-am avut la naștere nu le mai avem, se schimbă. Substanța noastră e alta mereu. Dacă am putea să însemnăm moleculele, atomii care ne compun, să le punem în semn, așa cum punem la văcuțele pe care le avem pe inventar, am vedea că nu mai e niciunul de atunci și că ei sunt în jurul nostru, în cosmos, departe de tot. Deci pecetea noastră a rămas acolo, iar trupul propriu-zis este această putere de a ține împreună niște elemente fizice, niște elemente materiale și de a le informa în așa fel încât ele să aibă mereu aceeași înfățișare. Celulele stomacului meu se schimbă într-un termen definit, cunoscut de specialiști, nu vreau să spun ceva ce nu mi-aduc aminte cât timp. Dar ce este uluitor este că atunci când apar altele noi, ele vor respecta nișa pe care o am de la ulcerul meu. Deci ulcerul nu este o problemă a celulei, ci este o problemă a informației pe care o deține celula. Deci noua celulă va fi bolnavă, noua celulă va face loc găurii pe care o am acolo. Aceasta este, deci, trupul, această putere de a ține împreună elemente și de a le ține într-o formulă care mi este strict specifică, individuală, nu personală. Personală e ceea ce aparține și celorlalți. Eu sunt fascinată de întrebarea asta. Cum să facem, ce să fac? Primesc în ascultarea pe care am eu fel de fel de mesaje și întrebări, ba de la o vreme din cauza emisiunilor mă caută și oamenii pe acasă, pe la mănăstire, să mă întrebe ce să facă și cum să facă. Dacă citim Patericul, ne dăm seama că așa era, se ducea un ucenic la Ava și îmi întreba ce să fac ca să mă mântuiesc, dar de aici încolo intervine diferența. Ava spunea un cuvânt, ucenicul făcea și se mântuia. Ucenicii, noi astăzi, ca ucenici, cerem cuvânt, întrebăm cum să facem și nu facem. Pentru că trăim într-o lume a lui se. Trebuie să se întâmple, trebuie să se. Deci eu să fac ceva și restul să se facă, dar fără mine. Deci fără această implicare a mea care mă costă. Și atunci, ca să putem vorbi ce să facem, cu un pic de înțeles, să vedem ce este moartea. Moartea spirituală, moartea trupească, moartea fizică. Și
ca să îndrăznim să punem întrebarea și să nădăjdim un răspuns, va trebui să ne întrebăm ce e viața. Deci moartea este împuținarea, îmbolnăvirea sau dispariția vieții. Da? Ce e viața? Dintre toate definițiile, așa, eu aleg pe aceea care îmi satisface total nevoia de răspuns. Hristos e viața mea. Dumnezeu e viața mea, zice, eu sunt viața. Și atunci pentru mine lucrurile s-au limpezit deodată. Știu că am viață biologică, cum am primit-o cu toate puterile și informațiile ei, dar aceea este viața noastră, viața biologică, viața lui Adamul total, viața Zoe. Dar viața mea este Hristos prezent în această, este Hristos ca putere de persoană care dă semn că eu am viață. Care e semnul vieții? E bucuria, e desfătarea. Deci viața, când e trăită, îți aduce desfătare în simțuri și bucurie în În suflet, în suflet. spirit. Deci e bucurie spirituală și desfătare simțuală. Nu e desfătare, așa, dar nu e desfătarea aceasta simțurilor provocată de noi prin patim. Că asta căutăm. Este să ne trăim viața. Și așa e, nevoia noastră de a trăi viața, de a vibra de desfătare, că sunt viu. Aceasta căutăm și asta ne-a oferit Dumnezeu. Numai că eu nu mai vreau desfătarea pe care mi-o dă prezența lui Dumnezeu, ci desfătarea pe care mi-o dau surogatele. Mi-o dau... Pentru că atunci când Dumnezeu m-a făcut, simțeam desfătarea aceasta, viața pătrundea în mine prin cele două guri ale mele. Deci eu fiind o ființă trup și suflet, am primit lumea ca hrană pentru trup și pe Dumnezeu ca hrană pentru suflet, Suflet. pentru Duhul meu. Și atunci, și prin trup înțeleg psihosomaticul, nu numai celulele, ci și funcționarea lor, nu? Dar și cu trupul meu, când mă hrănesc, tot cu Dumnezeu mă hrănesc. Mă hrănesc direct cu Dumnezeu în Duhul meu prin venirea Harului, prin venirea acestei energii și prin prezența Lui, că este în prezența și e în răcoarea Raiului, care acum e în inima mea, dacă intru și eu acolo, și este desfătarea de prezență pe care o simțim în suflet, așa cum desfătarea de prezența unei persoane iubite este sufletească, nu? E bucuria aceea de a-L vedea, de a-L auzi, de a-L privi, de a tăcea împreună. Și desfătarea trupească, care este tot de celălalt. Când mănânc un măr, eu mă desfăt de iubirea lui Dumnezeu, care poate să ia un gust atât de bun. Deci, cosmosul nu e decât o dragoste făcută bucate, făcută mâncare pentru noi oameni. De aș fi făcut așa de multe, cum spune Părinte Rafael, ce dacă vroiam fructe, vitamine, nu putea să pună toate vitaminele și mineralele în mere, i-a trebuit și portocale și tot felul de soiuri de mere și să mai poată fi și altoite și schimbate mereu. Și așa. De ce această diversitate de fructe? De ce această diversitate de... ca să ne desfătăm, nu ca să ne fie foame. Această desfătare însă venea de la prezența lui Dumnezeu. Când doi oameni se iubesc și unul face o prăjitură, sau o ciorbă sau o mănâncă pentru celălalt, mâncând mâncarea, îl mănâncă pe celălalt, dragostea lui întrupată acolo. Deci aceasta e spirituală. Spiritul este Duhul nostru, sufletul nostru în contact cu Dumnezeu. În clipa în care Duhul meu nu se mai hrănește cu Dumnezeu în prezență directă, atunci eu sunt mort spiritual, mort duhovnicește. Și de aici vine și moartea sufletului. Deci Duhul meu, spiritul meu nu se mai hrănește cu iubirea absolută, frumusețea absolută, dragostea absolută, dreptatea absolută și coboară în psihismul nostru, în sufletul nostru și vrea dragostea absolută de la cineva care nu poate să-mi dea asta și așa mai departe, satisfacții absolute de la prăjituri și de la alcool în loc să vrem de la Dumnezeu. Aceasta e moartea duhovnicească, spirituală, întreruperea legăturii directe cu Dumnezeu și stingerea luminii din bunurile
din bunurile lumii care încetează să fie spirituale. Când cineva folosește un tablou ca să astupe oala, să nu intre muștele în oala cu mâncare, un tablou de Rembrandt, aici acesta este un om mort. Nu mai vede lumina aceea specială din tablou, nu mai vede frumosul artistic, nu? Inspirat de la Dumnezeu. Când cineva folosește icoană în toate felurile, numai nu vede prezența lui Dumnezeu, din nou este mort spiritual. Spiritul nu mai citește spiritualul, nu mai vede prezența lui Dumnezeu în ele. Și încet, încet, nevoia omului de absolut și de satisfacție se îndreaptă către lume și devine consumator. Ori, dacă mănânc o pară binecuvântată, eu mă hrănesc și spiritual, pentru că binecuvântarea zice și sfințește pe cei ce vor gusta din acestea. Rugăciunea pe care o fac înainte de masă sfințește mâncarea, deci eu mă hrănesc și cu Dumnezeu. Dacă mănânc fără Dumnezeu, eu mănânc ceva care putrezește în mine și iese sub formă de putreziciune și stricăciune din mine și putrezește și strică și lumea din jurul meu și eu devin un devorator, un consumator. Și toată viața mea este în slujba morții. Mănânc ca să ucid, tot ce-mi face, ce-mi dă satisfacție este uciderea salatei, uciderea celor pe care le mănânc, da? Și înspre moartea mea, putrezirea mea, mai devreme sau mai târziu, și noi suntem în proces de putrefacție permanentă. Citeam odată o carte în care era descris foarte clar această... Ca să vedem în ce proces de moarte și putrefacție suntem, nu trebuie decât să nu ne spălăm pe dinți 2-3 zile și să nu ne spălăm nicăieri câteva zile. Da? Așa este, de ce? Pentru că moartea e în noi. Noi mâncăm și trăim spre moarte. Dar există oameni care nu se spală pe dinți și nu pot. Da? Aceștia sunt sfinții. Deci acela e viu spiritual, el nu mai are nevoie să-și întrețină viața cu... El se hrănește cu Dumnezeu. Atât direct prin rugăciune, cât și mijlocit prin bunurile lui Dumnezeu date lui spre bucurie pe care le sfințește prin rugăciune. El este un izvor, deci este o apă care are izvorul în... Da? Și dacă s-a rupt de la izvor, orice pârâu din ăsta se transformă într-o baltă stătuță și seacă după aceea, dacă nu e conectat la izvor. Și moartea fizică este consecința deconectării omului de Dumnezeu, care s-a întâmplat atunci la cădere, atunci de mult și care acest de mult e în mine și care la venirea Mântuitorului a fost restaurat, contactul cu izvorul s-a făcut, dar fără să desfințeze ceea ce a adus prin cădere. După cădere Dumnezeu a avut un act creator nou, l-a îmbrăcat pe om în haine de piele. Hainele de piele sunt acest trup fizic, biologic pe care l-avem acum și de care aveam neapărat nevoie ca să trăim fără contactul direct cu Dumnezeu. Acum ne întoarcem înapoi la Dumnezeu, sfințim acest vas de lut, dar îl trecem prin focul morții, le pădăm și lăsăm în țărână această țărână care e, ca din această țărână, prin înviere, să ajungem și noi la trupul transfigurat, același trup de țărână, trupul transfigurat pe care l-are acum doar Mântuitorul. De ce nu de acum? Pentru că noi suntem una. Exact. Și asta ne trimite cu gândul la ceva care este foarte important pentru noi când ne gândim la viață, prezența. Modul de a fi a omului este ca al lui Dumnezeu. Omul este persoană. Nu este un obiect, nu este un individ, ci este o persoană. Adică el este o prezență care aduce cu sine, care presupune, face vizibile sau doar presupuse, alte prezențe. Niciodată omul nu apare singur, așa, nimeni nu zice, uite-l pe cutare. Era întrebat, de-a cui ești? Da? Deci deodată tu aduceai, veneai cu ce, așa, acum, din ce țară ești, așa, reperele s-au mai dat peste cap acum. Dar noi știm că noi suntem persoane, deci noi. Da? Și ce frapează în întâlnirea dintre persoane este prezența. Aceasta mai, pentru că nu e doar o prezența unui obiect care poate fi ușor definit, cântărit și apreciat, dar aici cu cât
privești mai mult, cu atât e mai tainic, cu atât e mai... Și încet, încet descoperi că ce se vede este, este locul care face posibil prezența a ceea ce nu se vede. Că adevărata prezență este cineva care nu se vede, ceva care nu se vede. Ori moartea tocmai te aruncă în această uluire că deși este, nu mai este, da? nu-i simt prezența. E, asta când ai fost educat într-un normal al să nu vorbim despre asta. Mie asta nu mai poate să mi se întâmple, mamei mele nu, asta nu îi se poate întâmpla. Deci o negare și un refuz total de a vorbi despre asta. Pentru cei care vorbesc, se gândesc și, deși fenomenul nu e mai puțin dureros, pentru că iubirea noastră este o iubire întrupată și nu suntem capabili să-i simțim prezența doar a sufletului și nici nu îl lasă Dumnezeu așa la îndemână, atunci durerea este, dar e altfel trăită, pentru că eu am acces deja la adâncul ființei mele, care e una cu adâncul ființei lui, și nu știu teoretic, ci simt că el pleacă de la noi și intră în rânduiala aceea a celor care au plecat de la noi, au fost luați de la noi, dar care sunt cu noi. Se roagă pentru noi, ne rugăm pentru ei, ne iubim în continuare, dar eu sufăr pentru că nu mai pot bucura eu, nu sufăr pentru el, dar mă doare pentru mine, pentru că o să-mi fie dor, îmi lipsește, am nevoie de ce făcea, de ce era. Dar dacă sunt pregătit pentru moarte, prezența lui doar capătă altă formă, alt fel de a se manifesta, el e viu. De aceea, mai rea decât moartea e uitarea. Nu, e frumos să aștept liniște, dar nu a uitării. Da? Pentru că uitarea este desăvârșirea morții. Deci omul a început să moară în clipa în care n-a mai fost fidel lui Dumnezeu. Acolo așa a venit moartea, prin ruperea de viață, prin infidelitatea față de viață. Ori Dumnezeu nu a plecat de la noi, el ne iubește în continuare, el nu moare, deci el mă așteaptă, el este cu adevărat fidel. Și când vom pricepe asta, nu vom mai striga la Dumnezeu de ce murim, de ce ne-ai mai făcut. Și gândul ăsta că dacă tot ne-a făcut, de ce ne lasă să murim, ne aduce și răspunsul. Cel ce ne-a dus la viață nu vrea moartea noastră și nu ne va lăsa să murim. Cu o condiție. Să vrem și noi.